republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 86 din 23 noiembrie 2018 emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență rezultă că sunt prezenți 9 consilieri. Da? Absentând deocamdată domnul consilier, domnul Octavian, și evident domnul consilier care și-a depus demisia, domnul Miron. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Vă rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. În primul rând, salut prezentarea dumneavoastră a celor care format deliberativul comunei. Salut prezentea colaboratorilor din primărie și, în egală măsură, salut prezentea coațădenilor din zona peste vale. De bună dreptate, le putem spune convenit pentru că ședințele de Consiliul Local sunt publice, în primul rând. De obicei își trimiteau câte un reprezentant de civăline. Acum sunt mai mult. Nu fac niciun secret. Eu i-am invitat, ca să i-am cunoscut, că e vorba de o solicitare mai veche a lor. Au o problemă cu zona rurală aici. Mai mult, nici lumea trecută de civăline ăștia e cu caracterizare și nu fac așa ceva. Dar am considerat că este bine să fie prezent, pentru că, la urmă, oamenii au ocazia să constate bunăvoința dumneavoastră a tuturor, că suntem disponibili, asta este și rostul nostru ca administrație publică, și ajutăm atunci când putem, măcar. Și pentru dânsi de interes este rectificarea, pentru asta, după cum ați luat la cunoștință din ședința pe comisii, în expunerea de motive, am precizat că o parte din bani sunt necesari pentru a-i putea ajuta. O să dezvolt subiectul când dezbatem acest prim punct la ordinea zi. După aia, pentru că avem alte puncte, poate că nu sunt de mare interes, evident, nu sunteți obligat nici măcar din părteze, dar la părtetul prevențelor. Conform procedurilor, o să ne amintesc ordinea de zi pentru a putea fi acceptată sau modificată de dumneavoastră în perioadă. La primul punct, așa cum am anticipat, figurează proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comune Bogdănești de Zupacau pe trimestrul 4/2018, evident, inițiată subsemnată. La punctul al doilea avem tot un proiect de hotărâre privind avizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul prescolar, pentru anul școlar următor, adică 2019-2020, la instituțiile de învățământ de perioada Comunei Bogdănești, inițiată Comisia de Cultură, Învățământ, ca de atribuții. La punctul al treilea, să continuăm cu proiect de hotărâri privind începtarea înainte de expirarea durată normală a unui mandat de consilier local, în Consiliul Local al Comunei de Zupacau, precum și declararea locului de consilier local vacant. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3, Comisia Juridică, se spune numele. La punctul al 4-lea, prezentarea raportului de audit financiar din 11 ianuarie 2018, împreună cu decizia numărul 37 din data de 10/10/2018, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Bacău, prezentă domnul secretar al Comunei Vasile. La punctul al 5-lea, propun să continuăm cu proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor stabilite prin decizia 37, cea care am anunțat-o anterior, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi Bacău, inițiată Comisia de Specialitate numărul 1. La punctul al 6-lea avem cultura noastră, adică solicitarea prezentată Consiliului Local și chiar procedez la un adaos, la un amendament viitoare decizii. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc pentru decizia dumneavoastră. Dar nu rămâne decât să predau la președintelui de președinte să-i doresc succes, să ne dorim succes. Atât, mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule primar, domnul consilier, domnilor consilieri, stimați invitați. Declar deschisă ședința de astăzi și înainte de a trece la ordinea de zi, o să rog domnul secretar să dea citire raportului din data de 19.10.2011, procesului verbal, din ședința anterioară. Da, dar de pe imaginea procesului verbal, care v-ați avut la pompă, dacă pe imaginea procesului verbal am încheiat în ședința din 24.2011, dacă vedeți o completare sau eventuale emisiuni. Dacă nu supun la vot, procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 24.10 anul curent. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința din 24 octombrie 2011 a fost aprobat. Mulțumesc. Copii. Domnului secretar. Și o să-i dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de Bogdănești pentru mestrul 4-2018. Da, mulțumesc. Așa cum se obișnuiește și cum cred că poate fi edificator, o să dau o citire mai întâi proiectul de hotărâre și apoi o să trecem la comentare, o să prezint în continuare expunere de motiv, ce înseamnă rectificare și la ce în ce domenii poate fi utilă această rectificare a bugetului comunal. Deci, proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunal de Zupacau pe semestru 4-2018, cum am anunțat mai înainte. La primul articol, propun aprobarea rectificării bugetului local pe semestru 4-2018 de la secțiunea de funcționare a bugetului, adică la întrecere generală. Care de dezvoltare, știm care altă semnificație, înseamnă investiții. Cu suma de 57.060 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, compun situația anexată care face parte integrată din prezent a hotărârii. Articolul care este în următorul conținut. Propun aprobarea rectificării bugetului local pe semestru 4-2018 prin învirare de credite de la un capitol la altul cu suma de 50.000 lei la secțiune de funcționare, la partea de cheltuieli, conform situația anexă ce face parte integrată din prezența hotărârii. Articolul al 3-lea. După aprobare, hotărârea ordonanță se duce la deținerea de către doamna Răcăuțeanu Romel, consilieră în aparatul de specialitate care m-a asistat atât în elaborarea hotărârii, împreună cu partea de legalitate, unde a fost ajutat de domnul secretar. La articolul al 4-lea, care este și ultimul, după aprobarea secretarul comunei, domnul Andrei Vasile, va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate și instituției prefectului Bacău. Așa cum am promis, o să explic, sau la curent o să explicităm împreună utilitatea acestui proiect de hotărâre. În primul rând, aș face din nou precizarea. O să detaliez un pic pentru constatările noastre care probabil sunt la un precedent la prima experiență de genul acesta, ca să poată înțelege, să ne putem înțelege de rostul acestei rectificări. Rectificarea este o operațiune admisă de legislația viitoare, mai precis de legea 273 din 2006, care se referă la finanțele publice locale. A rectifica înseamnă a corecta, a îndreptat din sistemul. Sunt meserii de rectificatori, dacă vă vedeți în țara lor. Condiția principală să ai poate fi negativă, se pot retrage credite în anumite situații, sunt instituții financiare ale statului care se pot retrage creditele și nu întâmplător. Sau pot fi rectificări, să spunem, neutre. Nici nu se mărește bugetul, dar nici nu se diminuează. Aici, la articolul al 2, dacă ați fost atent, rectificarea prezentă pe secțiune de funcționare, deci pe preținere, a ceea ce înseamnă zona de administrare, zona de competență a administrației locale, prin virarea de credite. Am văzut această puțină explicitare și bunăvoință, chiar referitor la rectificarea bugetului național, a bugetului centralizat. Ministrul de Finanțe a apărut la un post de televiziune și a explicat că se face această rectificare și nu sunt televiziune partizane la noi, nu avem televiziune nici partizană, nici nepartizană în localitate. Cu atât mai mult, dar câteodată e mai bine, că avem mai grele de informațiile, mai mult sau mai puțin de manieră corectă. Prin virare de credite, chiar legea finanțelor permite și prevede așa ceva, de fapt realizează o bună utilizare, o bună cheltuire a banilor publici, din buget. Banii din buget sunt alocați de la începutul constituirii și votării bugetului, deci undeva la început de an, cu un rost, cu anumite finalități. Să fac ceva atât pe secțiunea de întreținere, cât și pe secțiunea de dezvoltare. Comentarul răutăcios pe care l-am văzut și la televiziunea respectivă și avem discuții de partizane. Care puterea, care opoziția, în sfârșit. Asta face parte din exercițiul democratic de la creștini. Critica trebuie acceptată. Eu chiar nu numai cu accept, dar îmi este benefică dacă se face cu o manieră corectă. Au rămas credite neconsumate. Cel puțin la nivel de rectificarea bugetului central, vă dați seama, la investiții, acum nu mai poate lucra pe șantier. Deci unii mai insist și am văzut asfaltări pe ploaie, de așa mai departe, evident că astea nu trebuie generalitate. Și atunci, ordonatorul de credit, în primul rând ministrul, dar și ordonatorii de credit mai mărunți, așa, primară de pe la sate, trebuie să gândească, trebuie să caute bani ca să rezolve niște probleme din comunitate. Evident, împreună cu doamna consilieră Răcăuțeanu, contabil, cum ne spunem noi, am rugat-o să mă detistez domeniile, capitolele de buget, unde sunt credite disponibile, unde se poate estima foarte clar că nu o să reușim să cheltuim toți banii alocați în buget până la sfârșitul anului. Pentru că aveam niște referate și, în mod firesc, aveam cunoștință de niște lucruri care trebuie realizate pentru cetățenii din comunitate. Plus că mai avem o rectificare, o parte de rectificare înseamnă că trebuie să disponibilizăm niște credite în zona asistenței sociale, după câte noi credem. Dacă ne-a venit notificarea de la administrația financiară la Bacău, aici înainte să comenteze. Ei îți dau bani la început de an pentru echilibrarea bugetului, dar în același timp, în mod firesc, îi pot retrage pentru că sunt necesare în alte domenii. În primării care au buget mai slab, ca nostru, sunt zone chiar care țin de învățământ, de protecția copilului. Utilizarea banului trebuie făcută după niște reguli, după niște principii. Trebuie în expunerea de motive. Deja ați înțeles că am arătat la ce vor fi utilizați banii, respectiv pe secțiile de funcționare. La întreținerea drumurilor, primul rând de zăpătire, care am staționat câteva nopți bune în timpul inundației a Codului Roșu, care am avut pe râul Ituri. La noi n-au fost probleme direct din precipitate, au fost preluate din amonte, din zona Uitudul, care într-adevăr au suportat niște consecințe de anvergură mai mare. Și în zona limitrofă Codului au fost inundate terenuri, curți, culturi și este o problemă de care eram conștient împreună cu domnul viceprimar care e la Tăvăleală de obicei, din zona lui de competență directă. Și eu cred că a venit timpul să procedăm într-adevăr la reformarea ALDE și la refacerea taludului. Acum, în mod normal, dar cu primele demersuri, pe lângă apele române, pentru că ALDE-a Uitudului este proprietatea statului. Statul român o administrează prin Compania Națională a Apelor Române, cu subdiviziunile administrative. La nivel de județ există o asemenea subdiviziune, inclusiv Societatea de Gospodare a Apelor, SGA-ul, cum spuneam. Am făcut notificare către ei. Le-am amintit că ei sunt proprietari administratori, mai corect, ai terenului. Și cum, după cum mă așteptam, ne-au pasat. Probabil dacă eram în campanie electorală, eram mai atent la aspectul ăsta, măcar ne prometeau. Uneori ne-am mai uitat, cum este butelare și cum mai departe. Evident că am anticipat asta și ceea ce am obținut pozitiv și ne poate ajuta ca să procedăm în deplină legalitate la această operațiune de colmatare. O să faptul că i-au venit, am constatat aici, au plecat, bineînțeles, în aceea zi. Am explicat la vecini cam în ce condiții și că este o treabă legală și am obținut mai nou, de aia l-am rugat de domnul viceprimar că a făcut documente. Normal trebuie atașat la documentație pe care ați primit în comisie. Un document de accept al celor de la Apele Române, că sunt de acord cu ceea ce doar să face. Poate mai mult decât face cu banii noștri, cum puteți să-i lăsăm pe oameni. În acest context am să-i explicat și am invitat aici, ca să se vadă că există o bunăvoință maximă în convenție. Evident, în postura de inițiator de proiect, în primul rând, vreau să vă rog ca să votați rectificarea. Și am făcut demersul, am identificat în posibil agent economic care poate să efectueze de asemenea lucrare. Dacă se vorbea de rectificare, noi puteam lucra că ca să dezvoltăm niște palați, că s-au dus la locul lui, să încercăm să condurăm un talud care se apere. Eu vă spun că împreună cu Dănilu am făcut o identificare la fața locului cu privire la limitele și la amplasamentul final al salutului de protecție. De fiecare dată avem emoții și noi, în mod sigur, că ne pasă și ei și mai mult când ne globă. Trebuie să încercăm, într-adevăr, să-i proiectăm atât cât se poate. De exemplu, dacă vă formați o idee așa, adresez colegilor din Consiliul Local, în primul rând. Taludul care există deja trebuie împins mai spre Daniel, consolidat, în primul rând. Treceți mai mult de o parte din gard. Și undeva, dincolo, în aval de pod, tot la fel. Trebuie decolmatat, trebuie mutat, pur și simplu, balastul. Undeva, aproape de zona drumului de acces la proprietățile din zonă. Cam despre asta e vorba. Deocamdată. Altceva, dacă mai aveți clarificări, întrebări, că vă puteam mai repede. Mulțumim, domnul primar, pentru prezentarea destul de detaliată a acestui proiect de hotărâre și destul de bine argumentată și vă invit la discuții, dacă aveți de comisia. Comisia 1. Comisia 1. Domnul președinte, cuvântul. Aveți cuvântul. Da. Doamne și domnule consilieri, stimați invitați, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâri și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnului președinte, Comisia numărul 1 și dacă aveți să întrebări pe marginea acestui proiect, sau veniți cu... Domnul Grigore, mai dat. Arată cât este accesul celor de la ADIS române. Da, noi am făcut diverse lucruri de ADIS române și ne-au dat acceptul în data de 30-10-2018. Lucrările se vor efectua sub ajutorul domnului maestru Mihai Ioji, care este la priza Răcăuțeanu. Să lucrezi din doamna, că ești mai tot? Da, da, ești mai tot. Ferestrău. Sau ferestrău. Chiar ca să nu uităm, nu poate să avem o ședință de lucru. Să-l chem, după ce trece rectificarea, ca să-i arătați tratamentul. Că el are experiență, are mult și... Promis asistență tehnică și putem să-i dăm drumul la lucrare. Am fost cu domnul primar, foarte mult cetățeni și am organizat formule să vă facem lucrări. Asta este toată. Mulțumim, domnule viceprimar. Dacă nu sunt discuții de margine, da? Dăm cuvântul domnului consilier Vlad. Domnule primar, doamnă și domnul consilier, stimați invitați. Am studiat acest proiect de hotărâri. Sunt complet de acord cu ce s-a așa. O să votez în mod favorabil. Binevenirile acestei graduane sunt făcute cum am fost domnul primar de informatare. În schimb, eu personal m-am o părere. E bine de făcut ceea ce s-a propus să facem lucrul ăsta, dar atunci când a fost inundat acest loc unde sunt oamenii de zonă, personal a fost și am văzut, n-a fost numai chestia din amonte a lui dus. La ei s-a întâmplat și faptul că se deversează râul la care vine de la Oancea, și n-a putut să intre în râul Oitus și s-a ridicat un aval și i-a inundat. Deci facem chestiunea asta acum, că e bună, e binevenită. Dar trebuie să avem în vedere și lucrul ăla mai trecut în bugetul pe anul următor sau ceva, să facem acolo așa fel de apărătoare ca râul ăla când vine, el nu are presiunea necesară și Oituzul fiind mai puternic, nu-l lasă să deverseze, să umple și inundăm oameni. Deci eu zic că pe viitor, e bine de avut în vedere și lucrul ăla, să puțin până la primăvară. La care te referi? Deci, de la Romicu Oancea, cum spune, râul ăla. Deci, ăla a deversat și a venit la deală, în aflășa. Ăla vine de la Bortez la Vale. Da, de la Bortez la Vale. N-a putut să intre în râul Uituzul. Uituzul a fost mai puternic și el s-a aflat și a venit către... Puțin așa am constatat eu atunci când... Ei, facem și chestiunea asta, dar trebuie să avem o vedere pe la anul, să facem cumva și acolo o apărătoare, cumva ca părâul ăla să poată, când se umple, să nu se ridice la oameni, să ducă în Oitus. Asta e. Personal, eu nu mă had avea să fac comentarii, atâta timp cât nu am o asistentă, o soluție tehnică ca atare. Pentru că, după câte mai știu, ca mai tot atent la fenomenele de asta, e așa numitul fenomen de estuar. Nu se întâmplă numai acolo, se întâmplă și aici, la canalul Oare, și așa mai departe. Întotdeauna, ăla mai mic, e dat înapoi de ăla mai mare. Cam asta e. Nu refuz ideea că îi afectează și atunci trebuie să-i gândești, dar până când nu consultăm un specialist, pentru comentezi. Mulțumesc pentru completarea. Am băgat la casă. Atât am mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumim, domnului consilier. Vlad, dacă mai sunteți bine? Dacă nu, propun spre aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc pentru... Unanimitate. 2013 nu a fost gheața. Și astăzi domnul Vlad este bine, dar pe urmă nu-i afectează pe noi. Dar noi suntem într-o covată acolo, suntem într-o covată, de asta sunt oprit apa din aval până în munte, ca să știți. Eu am trăit și de la situații de urgență și am trăit. Eu am anunțat oamenii noapte, atunci am stat în somn, asta este de la situații de urgență la comunitate. Dar pe ăla nu îi creează nouă probleme. Este covata care este plecată de aici la Daniel. Și bine, am și eu bucat acolo. Mi s-o dus și până și tot, lasă trei căruți de fund cât au fost acolo. Dar pe ăla nu ne afectează pe noi. Dar noi trebuie bazinul ăsta făcut. Lărgirea bazinului, asta e problema la noi. S-o dat Daniela Țăricol și la lemn, și la tot, de la sediar, la situații de urgență. S-a luat măsură din vigoare. Când noi îmi interesează să lărgească bazinul aici și făcut până jos, cum este. Până aici, cumva, cu geamul e partea azaltă, de partea stângă. Dar acum s-a mutat cursul, își face cursul. Asta e, la natură, natură. Noi nu putem să pun la mote, poate să ploaie cu gărează, dar la noi poate să nu ploaie și când ea vă și ne ia noapte. Te ia din covată, te ia din izmeni, cum se spune, din românești. Nu ai voie să dai de zbăiuat. Întrebați-mă, l-am sunat, l-am scos din... Dacă dați voie. Este acolo, nu ne afectează. Este presiunea, băicut, volumul de apă mare, care se formează. N-ai cum să pini până ăsta din pielă. Dar... Mai e un pic. Și din punct de vedere tehnic, la orice traversare, la orice pod, trebuie respectată și executată o regulă. Se asigure secțiunea maximă de scurgere a apelor pe o porțiune de dublu față de lungimea podului în amonte și egal cu, mă rog, sau echivalentă cu lungimea podului în aval. Deci trebuie lărgite, ți-l faci locul. Acum, sigur, deasupra noastră de Doamne, Doamne, cu de toate. Dar nu ne putem traiște, nu? Cum se spune, trebuie să încercăm să facem să fim mai deminat. Noi putem formatare în oră. Și deja pe ultima amenajare au rezistat lucrurile atâția ani. În schimb, aici sunt nebune, nu? Că ăsta e efectul scurgerii apelor. Lovești un punct de incidență de primărie, aici e curentul puternic. Am rezolvat-o cu camioanele, cât de cât, deocamdată rezistă. Și se depune în partea opusă. Ca o dată se produce decolmatare. O să mai procedăm o dată. Da, asta e. Domnul Grigore, nu vă supărați. Nu vezi Grigore, lumea o rumpestă în zona asta de jos. Așa. Domnul Plan, cum spuneți dumneavoastră, dacă s-a făcut inaugurarea podului ăsta, când s-a semnat actele, s-a văzut trebuie este deschiderea căruia la ape. Atunci era altă realitate. Nu era altă, că aceea situație era și atunci. Decolmatarea... Deci aceea situație. Am înțeles. Dar digurile care sunt, digul care este făcut înainte de a se face podul de ani de zile. Da. Așa. Și când s-a dat podul în folosință, când s-a semnat cu hârtie, luarea... Dom'le, s-a semnat, s-a făcut. Dar de ce nu s-a făcut treaba asta atunci? Atunci trebuia gândită. N-a figurat în proiect. N-a figurat în proiect. Atât a figurat podul. Da. Am înțeles, am înțeles. Poate verifica proiectul. Da. Când dumneavoastră spune să facem decolmatare, se face, să zic, în fine, să facă decolmatare. Dar dumneavoastră suntem toți trăitori în comuna asta Bogdănești, de ani de zile, avem și noi, cu etate. Se știe unde curgea cândva apa. Era cândva o apărătoare, cum îi spunem noi aici. Da, ceva știu, o tăia de râul. La Iona Larea. La Iona Larea. Dacă s-ar face decolmatarea râului până la Iona Larea, să facă apă sărbătoare, cum a fost odată, n-a să fie invitați pe slavă. Bine, ești specialist în altă. Nu! Eu am întrebat și eu alții. E bine să fie cineva specialist. Nu, dar am întrebat și eu alții. Spun bătrânii noștri, care eu mai trăiesc. Deci eu am discutat cu oamenii din toată și nu refuzit de ea. Dar deocamdată trăim într-o realitate, inclusiv financiară. Atâția bani avem deocamdată. Și pentru ceea ce spui, tu trebuie făcut un studiu, că ăla are un traseu foarte lung. Păi nu că are un traseu foarte lung. Vezi că ne grămâim banii cu puțin pentru o treabă de altă. Să dea Dumnezeu să facem un de ei. Da, așa e, în cursul de asta. Dar prima dată și prima dată ar trebui făcută prima apărătoare care a fost în Comuna Bogdănești, de acolo s-a luptat. De acolo a plecat la Palămâni. Mai e? De la Dima de sus. De acolo a luat apa și de acolo a intrat apa, a plecat pe lângă timpul care este făcut. Am auzit și de asta. Ei, deci acolo ar trebui să-l dat, făcut dicul în alt acolo, ca să nu vă... Da? Vă mulțumesc frumos. Că voi vedeți, de bună dreptate, eu vă dau dreptate la tot problema lor. Eu și împreună cu consilierii trebuie să văd problemele din toată comună. Am înțeles, am înțeles. Puneți-vă în locul meu, vedeți că bunăvărită avem la raport cu veniturile. Eu v-am dat o idee, eu am zis. La raport cu veniturile, dar și din 2005, când a fost inundația și am avut toată casa inundată, dumneavoastră știți foarte bine, nu s-a făcut absolut nimic. Dacă se făcea de atunci, câte puțin, poate acum nu mai speram. Dar poate au fost și alte priorități. Da, dar poate și asta. Și acum a apărut prioritatea acum. Nu știu cât o să fac, o să dureze. Dar din 2005 sunt atâția ani de zile care nu s-au făcut absolut nimic. Am stat săptămâni cu dumneavoastră și am văzut apa și podul, cu bagajul făcut, cu hainele pe vine să plec. Așa am plecat și în 2005, dumneavoastră știți prea bine. Când ați venit, toată casa era plină cu mână. Am mai reclamatat după 2005. Foarte puțin s-au făcut. Da. Și n-am căutat să iau beneficii, să-mi dați materiale de construcție sau ceva. Am făcut, aș renovat tot pe banul meu. N-am avut nevoie de nimic. În schimb, au luat alții care au vândut și au făcut alte treburi. Atunci. Atât am spus la poartă că vă pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Cu atât am rămas. Așa sunt, așa și acum vorbim degeaba. Nu știu ce o să facă ceva durabil ca să avem pe viitor. Dacă muncim așa, investim câte puțin, facem o treabă de mântuială, ține până un an, doi, până la bancă sau când vin apele mari, să strică iar rămânem. Vine de genul la două noapte, așa nu mă trezește, hai ca aia în curte până la genunii, așa la două noapte, nu? Acum în varasa, dumneavoastră știți bine. Știu și facem ce putem, dar facem. E bine și așa, dacă s-a votat rectificarea de buget ca să ne puteți ajuta cu cât de puțin, este bine și așa, tocmai ne bucurăm și de puținul ăsta de care l-a acordat. Știți cât costă de comandarea asta? E bună și asta, de când e loc, e foarte bine. Dar cu o imagine corectă, știți cât costă estimativ pe comandarea asta? Cât domnul Grigore asta? 35.000. Adică 350 de milioane, da? Că e numai asta, da? Dar comuna mare pe altă, o să facem... Da, înțelege, faceți cât puteți acum, măcar să ne ajutați cât de puțin anul ăsta, mai vin la alți ani, dar cu... Problema a fost, domnilor, a fost acolo și gardul pus aiurea. Păi da, și acum nu s-au greșit cu gardul. Nea Vasile atât și restul, gardul le-au rămas așa tot prundul. Acum omul a înțeles, a venit cu cei grație chiar, i-a pus în vedere, a scos gardul, a scos lemnele și acum rezolvă treaba foarte bine. Nu ne mai chinui gardul. Până acum era problema gardul. Acum s-a rezolvat. Dar mai sunt garduri care nu sunt de garduri. Nu numai. El este singurul care a retras gardul. Acetea cu gardul ca felul următor. Fiecare se uită la gardul vecinului, nu se uită la gardul. Dar poate să uite fiecare la gardul lui. Asta este. Dacă dă Dumnezeu și-l face, e bine să-l face. Dar bine, asta are bine. Am mari, iar dacă dintre invitați mai sunt doritori să-și exprime punctul de vedere, acum proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Vreau să trecem la alte puncte pe ordinea de zi. Și dacă asta considerați că vreți să mai aveți, ședința e publică în continuare. Dacă nu, aveți și altă. Atât ne-a interesat mai mult. Da. Noi vă mulțumim. Noi mulțumim că ați fost analizată dintre noi și vă dorim și vreau să succes. Mulțumim, sănătate. Mai sănătate. Trecem subiectul la punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind avizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar, anul școlar 2019-2020, la instituțiile de învățământ pe raza comunei Bogdănești. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2, dăm cuvântul doamnei consilier Cătălea Maricică pentru a prezenta acest proiect de hotărâre. Da. Proiect de hotărâre privind avizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul școlar 2019-2020, la instituțiile de învățământ pe raza comunei Bogdănești. Având în vedere prevederile legii, acest proiect de hotărâre propune la articolul 1, avizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2019-2020, la instituții de învățământ pe raza comunei Bogdănești. La articolul 2, după aprobare, secretarul comunei domnul Andrei Vasile va publica hotărârea domnului Acușa Nicolae a comunei Bogdănești, inspectoratul școlar de Județul Bacău și instituției prefectului de Zupacau. După cum știți, fiecare an, Consiliul Local avizează proiectul de rețele școlare înaintea de către direcțiunea școlii Bogdănești. Pentru știința noastră tuturor, și în anul școlar următor, rețeaua școlară va cuprinde două clase de învățământ preșcolar, deci două grupe de grădiniță, 5 clase de învățământ primar, deci clasa pregătitoare până la clasa 4 și 4 clase la gimnaziu. Deși numărul de elevi este în scădere și practic ne aflăm tot timpul cu sabia lui doamnă peste asupra capului, totuși în anul școlar viitor se preconizează a fi un număr de 150 de elevi la școală și 40 de preșcolari elevi la grădiniță. Există toată documentația aferentă. De asemenea, Comisia numărul 2 s-a întâlnit și a avizat favorabil acestui hotărâre. Și să punem și la atenție dumneavoastră. Mulțumim, doamne consilier Cătălea Maricică. Și dacă sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect, vă invit. Dacă nu, propun spre aprobarea acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? În unanimitate, dacă am văzut bine, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acceptarea înainte de expirarea duratei de urmare a unui mandat de consilier local, Consiliul Local al Comunei Bogdănești și Județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local Pacan. Comisia de specialitate numărul 3. Domnul consilier Vlad, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind consacrarea acceptării de înainte de expirarea duratei de urmare a mandatului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdănești de Zupacau a domnului Miron Rică, precum și declararea locului de consilier local vacant. Conform legii, s-a propus următoarele articole. La articolul 1. Să se constate încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de Consiliul Local, Consiliul Local al Comunei Bogdănești, Bacău, domnul Veronica, ales pe lista ALDE, Alianța Liberală Națiunilor Democrați, ca urmare a demisiei acestuia din Consiliul Local. Articolul 2. Să se declare vacant postul de Consiliul Local, Consiliul Local al Comunei Bogdănești, Bacău. Articolul 3. După aprobare, hotărârea poate fi atacată de domnul Veronica în instanța de conducere administrativă în termen de 10 zile de la comunicare. Articolul 4. După aprobare, secretarul Comunei Bogdănești, domnul Andrei Vasile, să comunice hotărârea primarului domnului Veronica, instituției prefectului de Bacău și partidului ALDE, Alianța Democraților Liberale din România. Avem la acest proiect de demisia în sine a domnului Miron, referatul făcut de domnul secretar Concioiu Vasile și, cum este și normal, Comisia Juridică, în ședința de ieri, a aprobat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! spune domnului consilier Vlad, dacă sunt înscrieri la vot pe marginea acestui proiect. Dacă nu vă pun spre aprobarea acestui proiect de hotărâre, cine este pentru? În unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost votat. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi, cel mai amplu, prezentarea raportului de audit financiar numărul 28.181 din 10 ianuarie 2018, la urmă decizia numărul 37.10.10.2018, iniță de directorul adjunct al Camerei de Comerț Bacău. Domnul secretar, aveți cuvântul. Da, așa după cum am luat la și în ședința pe comisii de specialitate, cu adresa 1322/16 a fost înaintat către Consiliul Local al Comunei Bogdănești, respectiv mie ca secretar, un exemplar și un exemplar domnului primar ca un donator principal de credite. În temeiul prevederilor 33/1994-92 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi publicate și ale punctului 180 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și modificarea altor rezultate din aceste activități aprobate sub hotărârea plenului Curții de Conturi 156/2014, vă transmitem alăturați spre analiză în prima ședință de Consiliul Local raportul de audit numărul A28/1881 din 11 septembrie 2018 în formă cu decizia numărul 37 din 10 octombrie 2018, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi de Bacău, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în urma acțiunii audit financiar asupra contului anual de execuție bugetară a UAP, efectuată la unitatea administrativă teritorială Comuna Bogdănești. După întrunirea consilierilor locali, vă solicităm să ne transmiteți un extract de procesul verbal de ședință, împreună cu o copie a hotărârii luate față de măsurile dispuse prin decizie de directorul Camerei de Conturi de Zupacau. Având în vedere faptul că dumneavoastră ați avut la mapă materialele, ați și primit decizia, eu am să prezint doar decizia 37 din 10 octombrie 2018, pentru că în decizie au fost preluate toate aspectele negative și implicit măsurile care trebuie duse la îndeplinire cu privire la deficiențele constatate de către domnul inspectorul în control. Deci decizia numărul 37/10/2018, având în vedere prevederile legii 94/92 prin organizarea și desfășurarea Curții de Conturi republicată și ale regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități aprobate prin hotărârea plenului Curții numărul 156/2014, publicată în Momentul Oficial al României, Pacan 347 din 24 iulie 2014, examinând deficiențele consemnate în raportul de audit numărul A28/1181 din 11 septembrie 2018, încheiat în urma acțiunii de audit financiar asupra bilanțului contabil și contului anual de execuție bugetară încheiat la 31 decembrie 2017, efectuat la ADIS Bogdănești, se constată: A. Activitatea aparatului propriu de specialitate al primarului. 1. Abate din modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării de lucrurilor bugetului local cu amul și la termenul prevăzut de lege. 1.1. Impozitul pe clădiri datorat de către persoane fizice. Din auditarea modului de calculare, evidențiere și încasarea veniturilor din taxa pentru liberarea autorizațiilor de construire liberate de primăria Comunei Bogdănești, s-a constatat că în cazul persoanelor fizice care au finalizat lucrările de execuție de construcție în baza autorizațiilor emise de către autoritățile administrației publice locale, compartimentul de urbanism nu a procedat la întocmirea proceselor verbale de recepție și transmiterea către compartimentul de impozite și taxe a locuințelor finalizate, ori a căror autorizație de construcție a expirat și nu a fost prelungită în vederea impunerii acestora. În fapt, nu există o comunicare între compartimente, iar inventarierea materiei impozabile nu se realizează prin inspecție locală, identificarea, măsurare, constatare și comparare cu registrul agricol, în vederea stabilirii realității și exactității bunurilor contribuabililor persoane fizice și juridice. 1.2. Impozitul datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențiale cu folosință mixtă. Din studierea dosarelor fiscale, persoanelor fizice care desfășoară activități economice, respectiv persoanele fizice autorizate, s-a constatat faptul că acestea nu au depus declarații fiscale în vederea respectării prevederilor 458 și 459 din legea 227/2015 prin codul fiscal aplicabil de la data de 1 ianuarie 2016 2016 cu privire la impozitul datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențiale sau folosință mixtă. Din compararea bazei de date referitoare la persoanele juridice care figurează anual ca fiind active și în baza de date existentă la nivelul ADC Bogdănești, referitoare la persoane juridice care nu au solicitat și obținut autorizații de funcționare în vederea desfășurării unei activități economice, au fost identificate un număr de 10 persoane fizice care datorează impozit pe clădire nerezidențiale aflate în proprietate. 1.3. Taxa pentru autorizarea unei activități economice. Din compararea bazei de date referitoare la persoanele juridice care figurează la ANAF ca fiind active și în baza de date existente la nivelul ALDE Bogdănești, s-a constatat că un număr de 23 de persoane juridice care desfășoară activități economice la nivelul entității nu au solicitat și obținut autorizații de funcționare în vederea desfășurării unei activități economice. 1.4. Nerespectarea clauzelor contractuale privind închirierea pășunii aflate în domeniul privat al Consiliului Local. În studirea documentelor puse la dispoziție de către entitate referitoare la modul de închiriere a pășunilor, s-a constatat faptul că contractele de închiriere nu au fost actualizate după intrarea în vigoare a actelor normative care reglementează activitatea de concesiune și închiriere a suprafețelor de pășuni aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv municipiilor. Astfel, închirierea s-a efectuat fără să se efectueze un studiu care să stabilească producția de masă verde pe hectar, în vederea stabilirii de numărul de unități de vită mare care pot fi susținute pe hectar, contrar prevederilor articolul 8 alineatul 1 din hotărârea 1064 din 11 decembrie 2013 actualizată prin aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pașilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar 18/91, potrivit cărora modul de gestionare a pașilor se stabilește prin amenajamente pastorale în condițiile legii. Nu s-a asigurat că trunchiurile de pășune care au o încărcare inegală de unități de vită mare pe hectar de 1,89 respectiv 1,91 UVM, ca să nu mai spunem unități de vită mare, pe hectar de pășune să se realizeze o densitate optimă de animale conform alineatul 9 din ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște. Potrivit prevederilor al 3 din contractele de închiriere, prețul convenit s-a stabilit la nivelul taxei de pășunat pe cap de animal, fixată prin HCL anual, în funcție de numărul de animale găsite la numărătoare și nu ca o sumă pe hectar pe an, așa cum este prevăzut art. 4, 1 din anexa 2 la ordinul 2051/2013 actualizat pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunelor respectiv orașelor și municipiilor. Față de nivelul cheltuielilor efectuate în perioada 1 ianuarie 2015-31 august 2017 pentru faza suprafeței de 42,75 hectare pășune împădurită, sumă totală de 3.327 lei, UAT Bogdănești a realizat venituri din încasarea taxei de pășunat în sumă totală de 5.400 lei, astfel că s-a realizat un nivel redus al rentabilității activității de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiște aflate în domeniul public sau privat al comunei. Legea sau reglementarea aplicată, codul fiscal, legea 207/2015, codul de procedură fiscală, norme de aplicare legii 227/2015, legea 273 din finanțe publice locale, legea 50/91 autorizarea executării lucrărilor de construcții, 215/2001 administrației publice, OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bună proprietate publică, OUG 34/2013 autorizată prin organizarea administrare și exploatarea pajiștilor, HG 78/2015 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013, ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște și ordinul 1051/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune și închirierea suprafețelor de pajiște aflate în domeniul public sau privat al comunelor respectiv orașelor municipiilor. Punctul 2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor bugetare, cheltuieli cu bunuri și servicii, decontarea contravalorii serviciilor de dezăpezire pentru curățarea mecanică a zăpezii pe drumurile comunale Comuna Bogdănești. S-au constatat o serie de abate privind derularea contractelor de prestări servicii de dezăpezire pentru curățirea mecanică a zăpezii pe drumurile comunale Comuna Bogdănești, numărul 5248 din 12/10/2017, prestat de către SCM Universele pentru produși, care a emis situații de lucrări anexe la facturile 37 din 9/2017 și 38 din 10/2017, acceptate integral la plată, după cum urmează. Acceptarea la plata acestor facturi s-a făcut numai pe baza situațiilor de lucrări, fără a se solicita bonuri de lucru, foi de parcurs pentru confirmarea orilor prestate cu autobasculanta, tractorul pe șenile, bulul excavator pe pneu și respectiv bulul excavator pe șenile, cu toate că articolele 2.1.2.2.3 din contractul 5248 din 12/10/2017, prestarea serviciilor de dezvezire se face cu aceste utilaje și mijloace de transport la un preț exprimat în lei pe oră închiriată. Nu au fost solicitate documente, facturi, avize de expediție privind cantitatea de 9,6 tone nisip cu granulație de 8 mm împrăștiată. Acceptarea la plata acestor facturi, respectiv confirmarea numărului de ore prestate zilnic cu utilaje de dezvezire, s-a făcut pe baza unei evidențe primare condusă de către viceprimarul comunei. Legea sau alte reglementări încărcate. Legea 27/2006 privind finanțele publice locale și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1792/2002 actualizat. Activitatea unităților subordonate la punctul B, UAT, Școala Generală a Bogdănești. Gimnazia. Punctul 3. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de control intern managerial, control financiar preventiv. În urma aplicării testelor de fond și teste de detaliu asupra modului de calcul a cheltuielor efectuate în cursul anului 2017, deplasarea personalului administrativ, precum și a cadrelor didactice, s-au reținut următoare. Ordinele de deplasare depuse pentru decontare nu sunt înregistrate în registrul de intrare-ieșire al entității. Ordinele de deplasare și documentele depuse pentru decontarea lunară a cadrelor didactice nu sunt semnate pentru certificarea verificării acestora, precum și pentru certificarea aplicării controlului financiar preventiv de către administratorul financiar. Decontarea contravalorii ordinelor de deplasare verificate de către administratorul financiar nu este aprobată de către ordonatorul de credit. Legea sau altă reglementare încălcată. Legea 217/2006, Ordinul Ministrului Finanțelor 1792/2002, actualizat, OG 119 din 1999 pentru controlul intern și controlul financiar preventiv, HG 569/2015 pentru aplicarea normelor de secundare cheltuielor pentru navetă la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul primului stat de stat. Punctul A. Activitatea aparatului propriu de specialitate al primarului. 4. Angajarea, lichidarea, automațarea și plata cheltuielor bugetare, cheltuieli cu bunuri și servicii, decontarea cu pagamentul lucrărilor de balastare și așteptele fiată concasată cu drumul comunale până la Bogdănești. S-a constatat o serie de abateri privind derularea contractelor de lucrări de balastare și așteptele fiată concasată pe drumul comunale până la Bogdănești, numărul 2177 din 11/5/2017, prestat de către SCE Invest SRL Târgu-Orna, care a emis situații de lucrări anexă la facturile 217/15/5/2017, 233/2007/2017 și 234/2007/2017, acceptate integral la plată după cum urmează. În condițiile în care situațiile de lucrări anexă la aceste facturi pentru lucrările de încasat, încărcat cu excavatorul balast, săpat de rău și împrăștiat balast sau prevăzută redefuncționarea utilaj prin indicatoare de deviz au T7408 și TSD02B1, în mod nejustificat prin indicatorul de deviz AUT 1014, a fost prevăzut suplimentar un număr de 2,7 și respectiv 3 ore utilizare cu autoexcavator cu un tarif de 60 de lei pe oră. În condițiile în care situațiile de lucrări anexe la aceste facturi pentru lucrările de transport utilă valsă sau prevăzutorii de funcționare a unui camion prin indicatorul de deviz TRA 0204P, în situațiile de lucrări anexă la aceste facturi, în mod nejustificat prin indicatorul de deviz AUT 5705, a fost prevăzut suplimentar un număr de 5, 12 și respectiv 6 ore de utilizare cu autocamion cu un tarif de 70 de lei pe oră. Legea sau alte reglementare încălcate, legea 273/2006, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1792/2002 actualizat. La punctul B, activitatea unităților subordonate cu AT, Școala Gimnazială numărul 1 Bogdănești. 5. Angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielor comunilor și servicii reprezentând contravalarea lucrărilor de reparații curente, gard, incită Școala Gimnazială Bogdănești. În urma verificării realității cheltuielor de reparații curente, gard, incită Școlii Gimnaziale Bogdănești de către Comisia desemnată de către primarul Ștefănoie s-a întocmit procesul verbal numărul 2807 din 38/2018, prin care s-a constatat neexecutarea lucrărilor de săpături la 3,6 metri cu pământ, precum și a lucrărilor de preparat și tunate în 1,6 metri cu fundație de gard. Legea sau altă reglementare încărcată, legea finanțelor publice 273/2006, și același ordin 1792 pe 2002. Pentru înlăturarea deficienților de mai sus, în baza prevederilor legii 94/92 republicată și a regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității specifice curții de coduri, precum și valorificarea acestora actelor rezultate din aceste activități, s-a aprobat prin hotărârea plenului curții 1955/2014, directorul adjunct al Camerei de Conturi, potrivit prevederilor al 43/94/92 republicat și al punctului 74 din regulamentul menționat, decide aplicarea următoarelor măsuri. Înlăturarea conform prevederilor al 43 litera C din lege a neregulilor în activitatea financiară, contabilă și fiscală auditată astfel. A. Activitatea aparatorului propriu de specialitate al primarului. Acte privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului local în cuantum și la termenul prevăzut de lege. 1. Impozitul pe clădiri datorate de persoane fizice. 1.2. Impozitul datorate de persoanele fizice pentru clădiri nerezidențiale sau cu folosință mixtă. Taxa pentru autorizarea unei activități economice. Nerespectarea clauzelor contractuale privind închirierea pășunii aflate în domeniul privat al Consiliului Local. Primarul ADE Bogdănești, în calitate de ordonator principal de credite prin comportamentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea întinderii și mărimii creanțelor fiscale pentru cazurile consemnate în anexele la procesul verbal de constatare, precum și pentru alți contribuabili, înregistrarea acestora în evidența fiscală nominală și urmărirea în vederea încasării. Aplicarea dispozițiilor codului fiscal și normelor de aplicare cu privire la inventarierea materiei impozabile și efectuarea corecțiilor ce se impun, inclusiv recalcularea și recuperarea obligațiilor fiscale. Examinarea din oficiu a stării de fapt fiscale, obținerea și utilizarea tuturor informațiilor și documentelor necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale a contribuabilului, inclusiv în cazul adierii din evidența fiscală, respectiv de scoaterea din evidența analitică de plătitor la încetarea calității de subiect de drept fiscal. Respectarea dispozițiilor codului fiscal și normelor de aplicare cu privire la inventarierea materiei impozabile și efectuarea corecțiilor ce se impun, inclusiv recalcularea și recuperarea obligațiilor fiscale. Elaborarea și implementarea unei proceduri de lucru în vederea identificării construcțiilor dovedite în timpul anului, cu scopul excepționării și declarării acestor la organele fiscale pentru a fi impozitate. Efectuarea punctajelor între datele din evidența fiscală și datele din evidența compartimentului urbanism cu privire la regularizarea taxelor de autorizare și declararea clădirilor în vederea impunerii. Efectuarea de inspecții fiscale la contribuabili, persoane fizice și juridice de raza comunei, în vederea stabilirii relației la realității datelor din declarațiile de impunere și ca cuantumului corect al obligațiilor fiscale. Verificarea tuturor contribuabililor care înregistrează debite la bugetul local, luarea măsurilor operative de executare a silita debitorilor în cadrul termenului de prescripție, în vederea încasării creanțelor cuvenite bugetului local. Actualizarea contractelor încheiate, fără respectarea prevederilor legale și a celor în care concesionarii nu au respectat clauzele contractuale. Implementarea prevederilor legale cu privire la închirierea pășunilor aflate în domeniul privat, în sensul determinării capacității de pășunat, verificării realizării cărării optime de animale per hectar, modificarea suprafațelor închiriate acolo unde este cazul, acordarea dreptului de preferință al asociațiilor patrimoniale a membrilor colectivități locale și a crescătorilor de animale din cadrul colectivității locale. Emiterea de titluri executorii pentru titlurile de creanță devenite executorii la data la care creanța fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent, ori în alt mod prevăzut de lege. Emiterea de somații pentru fiecare obligație de la plată restantă la bugetul local. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită prin formele prevăzute de legea 297-2015 prin codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Analiza menținerii stării de insolvabilitate a contribuabililor înregistrați în evidență separată și pe care de consecință identificarea sumelor din evidența separată ce pot fi colectate în anul de referință. Întocmirea și ținerea la zi a registrului de rol nominal unic. Monitorizarea litigiilor privind veniturile ale bugetului local la controlul instanțelor de judecată pe vederea recuperărilor integrale. Efectuarea unui punctaj periodic între datele din evidența contabilă sintetică și analitică a contului 464, creanțe ale bugetului local. Termen de realizare 31 ianuarie 2019. 2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare. Cheltuieli cu bunuri și servicii, deportarea contravalorii serviciilor de dezăpezire pentru curățarea mecanică a zăpezii de drumurile comunale din Bogdănești. primarul AD Bogdănești, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul de specialitate va dispune măsuri concrete care să asigure reconstituirea documentelor primare, bonul de lucru, for de parcurs, pentru confirmarea orilor presate cu autovasculanta, tractorul pe șinile, burtul excavator pe mână și respectiv burtul excavator pe șinile, facturi, avize de expediție prin cantitatea de 9,6 tone nisip cu granulanță de 8 mm, împrăștiat și luarea măsurilor legale pentru recuperarea contravalorii de toată operațiunea executată. Extinderea verificărilor privind respectarea de către contractanța tuturor prevederilor contractelor de execuție lucrări încheiate. Stabilirea volumului și întinderii sumelor și rezultate ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente acestora de contracte fără respectarea prevederilor legale în vigoare. Termen de realizare 31 ianuarie 2019. Activitatea unităților subordonate UAT, Școala Gimnazială Bogdănești. 3. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de control intern, managerial, control financiar preventiv. Primarul UAT Bogdănești, în calitate de ordonator principal de credite, va să spune directorului Școlii Gimnaziale Bogdănești măsuri concrete care să asigure organizarea controlului financiar preventiv propriu și a evidenței angajamentelor în cadrul financiar contabil. Întocmirea anuală a raportului asupra sistemului controlului intern managerial, în baza a 4 al BA3 din OC 119/99 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicat, modificările și completările ulterioare, conform modelului privind prevăzut de instrucțiune privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, care se prezintă structurii ierarhice superioare. Extinderea verificării tuturor cheltuielilor cu deplasările efectuate în anul 2017 și stabilirea de măsuri corespunzătoare pentru recuperarea eventualelor prejudicii. Termen de realizare 31/12/2018. Potrivit prevederilor al 33 din legea alinia 3 și legea 94/92 republicată și ale punctul 174 de regulamentul susmenționat, decide aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea atingerii prejudiciului și recuperarea acestora. A. Tot la fel, activitatea aparatului propriu de specialitate al primarului. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor bugetare, cheltuielor bune și servicii, decurtarea contravalului lucrărilor de balastare și așternere, piatră canasată în lucrurile comunale Comuna Bogdănești. Primarul AT, în care Bogdănești, în calitate de ordonator principal de TFT, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea consumului și întinderii plăților nelegale efectuate de la bugetul local pentru decontarea contravalorii lucrărilor de balastare în condițiile de nelegalitate, astfel cum a fost detaliat în procesul verbal de constatare. Recuperarea plăților nelegale efectuate, inclusiv a beneficiilor nerealizate, în conformitate cu prevederea 33 alinea 3 din legea 94/92.32 litera E, HG 155/2014, coroborate cu cele ale act 73 indice 1 din legea 500/2002. Stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia, precum și a beneficiilor nerealizate aferente, revine ca obligația primarului UAT Bogdănești, termen de realizare 31/2019. Și activitatea unităților subordonate la Școala Gimnazială Bogdănești. Angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielor cu bunurile și servicii, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reparații curente gardă în cinta Școlii Gimnaziale Bogdănești. Primarul AD Bogdănești, în calitate de ordonator principal de credite, va dispune directorul Școlii Gimnaziale Bogdănești măsuri concrete care să asigure extinderea verificărilor privind respectarea de către contractanța tuturor prevederilor contractelor de execuție lucrări încheiate, stabilirea volumului și întinderii sumelor rezultate ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente acestora în condiții de nelegalitate, astfel cum au fost detaliate în procesul verbal de constatare. Stabilirea întinderii prejudiciului și a recuperării acestuia, precum și a beneficiilor nerealizate, revine ca obligație a directorului Școlii Gimnaziale Bogdănești, termen de realizare 31/1/2019. Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vorbim să dispunem și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru prevenirea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea unui extern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi. Despre măsurile luate și rezultatele obținute ne veți comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri. La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru aducerea la îndeplinirea măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea fără o notificare prealabilă. În termen de 15 zile calendare de la comunicarea deciziei, conducătorul entității verificate poate depune sau transmite contestații împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora la sediul Camerei de Conturi județul Bacău, din Bacău, strada Proces nr. 5. Analiza eventuale contestații se face de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor, constituie la nivelul Curții de Conturi, în conformitate cu prevederile punctul 231 din regulamentul menționat mai sus. Nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii și neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă fața a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amendă conform prevederilor 64 din legea 94/92 prin organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicane. În termen de 10 zile calendariste la data primei decizii, aveți obligativitatea de a prezenta Consiliul Local o copie a raportului de audit și o copie a prezentei decizii. După prezentarea transcrierea acestora, ne veți informa în scris cu privire la îndeplinirea acestei obligații. Și terminează directorul acum de la sine părțile. Mulțumesc! Dacă sunt discuții pe marginea acestui raport, vreau cineva să își expună punctul de vedere. Domnule primar, dragilor colegi, vă amintiți că la ședința Consiliului Local de luna trecută din 24 octombrie, la rubrica diverse, am ridicat problema rezultatului controlului Curții de Conturi. Mi s-a răspuns atunci de către domnul primar că a sosit raportul și decizia Curții de Conturi și că le vom audia și le vom vedea la o ședință de luna viitoare. Cu toate că, am dus la terminare, Curtea de Conturi are obligația primarului ca în termen de 10 zile de la primirea acestor documente să fie prezentat Consiliul Local și să transmită Curții de Conturi. Mă întreb, ce s-a transmis Curții de Conturi dacă nu am primit aceste raporturi după o lună? De asemenea, întreb domnul primar dacă dumnealui a făcut contestații la acest ce a găsit Curtea de Conturi. Nu, mai departe. În decizia Curții de Conturi s-a trasat niște măsuri cu termenii de rezolvat. Întreb, când vom vedea noi planul de măsuri concrete întocmit de către domnul primar cu termene și sarcini concrete? Și mai departe, eu personal nu sunt în măsură să mă pronunț cu privire la gravitatea neregulilor constatate de Curtea de Conturi. Cu privire la dezătezări și la balastare, să știi clar că noi, la noi în România, aici e punctul vulnerabil. Însă vreau să dau un exemplu, pentru că, să spun în termen sportiv, mi-a venit mingea la fileu, să spun așa, mai clasic. Și mă refer la următorul lucru. După 3 ani, 4, dacă v-ați amintit, în lunile februarie-martie, când domnul viceprimar vine cu un proiect de hotărâre cu acea taxă de gloabă, cum se spune așa. De fiecare dată aveți atenția că nu este legal și nu este corect. În 2017, la prima ședință nu s-a aprobat proiectul de hotărâre, la următoarea ședință s-a aprobat, la prima nu era domnul primar, la a doua a venit domnul primar și s-a aprobat. În 2018 am avut din nou discuția pe baza acestui proiect de hotărâre. Dacă vă aduceți aminte, eu am spus că nu este corect cu taxa asta după numărătoarea animalului, ci cu taxă pe hectare pe an. Nu mi s-a dat dreptate atunci, se poate vedea procesul verbal, se poate vedea filmarea. Iată cum vine timpul ăsta acum, când Curtea de Conturi mi-a dat dreptate. Întreb, la începutul anului 2019, în februarie-martie, domnul viceprimar va veni cu același proiect de hotărâre și cine va plăti greșelile constatate din Curtea Constituțională? Atât am zis. Vă mulțumesc. Agenții de lume de experiență, eu îmi mulțumesc că și tu mi-ai ridicat mintea la FNL. Dezbaterea va fi sportivă, să ne povestim. Că foarte cuvinte repede. Fără îndoială la modul serios, într-o perspectivă care trebuie să predomine în activitatea oricărei și administrația oricărei entități care utilizează bani public un este bine reținut acest aspect. Conform legii, chiar conform organigramei, trebuie să avem un auditor intern. Deci un auditor al primăriei care să te consilieze, să te ajute, să-ți arate unde sunt erorile în ceea ce privește constituirea bugetului, execuția bugetă, cum spunem noi, atât constituirea venitorilor, cât și în cheltuirea banului public, care trebuie să rămână conform sau în acord cu niște principii. Economicitate, legalitate, eficiență și așa mai departe. Cu atât mai mult în lipsa unui auditor intern, pentru că, pur și simplu, una, nu ne permit veniturile ca să angajezi un auditor și nu-ți vine nimeni pe salariul mic, cum e în primăriile de țară. Adică, pur și simplu, am considerat și finalmente nu am greșit când am considerat că ori împreună cu echipa din primărie, cu toți, nu numai cu partea de contabilitate, care, să spunem, în mare, este împărțită în două subdiviziuni. Partea de realizare a venitelor care gerată de doamna Ținca și partea de cheltuieli de doamna Răcăuțeanu. Tot aici avem și contul financiar intern care trebuie să mai ajungem. Pornind de la această realitate, pentru mine a fost și întotdeauna a fost binevenită deschiderea reprezentantului Camerei de Conturi. În același timp, dacă ați observat că ordonatorul de credit, fără mă disculpa, pentru că declară public aici, apropo de filmare, de fapt, îmi asum observațiile cele menționate de Curtea de Conturi, atât în raport, și în nota de constatare, dar mai ales în decizie. De aia n-am putut contestat. Conform procedurilor, a avut loc o conciliere înainte de finalizarea raportului între mine și reprezentanții Curții de Conturi, care au fost unul plus unul care a realizat auditul propriu-zis și cineva din stafful Camerei de Conturi Bacău, care a venit la consiliere, mai la controlul PCRP. Nu am contestat, pentru că, una, în fața evidențelor nu are rost să inventez, în ghilimele, observații, nu s-a dus nicio satisfacție reală. În același timp, pentru mine, orice activitate audit este mereu pentru că învăț. Întotdeauna am învățat. Ați observat, am trecut prin multe activități de audit, prin multe evaluări de audit și vedeți că nici în cazul de față, deși au fost observate în ceea ce privește principiile de cheltuire, de constituirea bugetului și de cheltuirea banului public, nu au fost evidențiate contravenții sau mai mult situații penale. Deopotrivă, pentru mine, cred că este cea mai bună evaluare această ultimă. Evident că am reținut și pe bună dreptate, am văzut că precizia mă obligă ca ordonator de credit să iau niște măsuri. Cu privire la observația domnului Vlad, dacă s-ar cumva fi o problemă ridicată, te rog să mă previc că nu vreau să sunt pe asta și în timpul anticipat. Eu am formulat acolo observația de principii. Deci, în primul rând, am răspuns la o întrebare că eu nu am contestat. N-aveam nici, dar păi, dacă priceput asta. În al doilea rând, nu este absolut obligatoriu, că n-am fost imperativ în termen de 10 zile să convoc Consiliul Local mai chiar că iau bani pentru prezența undeva la o ședință. Realmente, dacă v-am reprins, domnul Vlad, de fiecare dată când a fost la numele tot la prima ședință a noastră. Deci chiar așa rău că am procedat în felul ăsta. Mulțumesc pentru o acceptare. Azi mai face următoarea observație. Uitați-vă la vecinii că știu că te-ai uitat pe aia, da? Asta te onorează odată. Eu îmi apreciez adversarii politici care studiază un document, care încearcă să înțeleagă și studiază legea în final. Dacă vă uita la vecinii, acolo puteți înțelege postura în care v-am și ordonatorul de credere. La toate măsurile pe care le precizează decizie, se face precizare. Primarul, cu ajutorul sau prin intermediul compartimentului de specialitate, da? Deci, e clar că nu pot să știu tot. Pot fi informat, pot fi consiliat. Și colaboratorii din primărie trebuie să-și facă treaba conform fiectei votul, conform atributul și mai și conciliere. Deci, văzut mai mult pentru mine a fost benefic acest audit. Deci, mi-a ridicat mintea la felul, dar despre aveam impresia că unele lucruri pot fi realizate mai bine. Comunicarea între compartimente. Știți că aveam în intenție, eu în ședință care am avut cu aparatul propriu, le-am spus că deja aveam în intenție, chiar dacă nu venea decizia respectivă, mă vine mai repede decât la alte controle precedente, intenționat să fac o ședință cu angajații din aparatul pe care am onoarea să-l conduc și le spun și părerea mea. Ce e bine, ce e mai bine, că fiecare a constatat, dincolo de niște, să spun eu, niște aprecieri care pot fi discutate. Dar, din moment ce la conciliere nu am formulat obiecte, nu are tot. Ele sunt interpretabile. Vă dau un exemplu la raport, aici nu s-a citit, dar probabil unele dintre dumneavoastră a reținut, la investiția pe care o cunoașteți, asfaltarea de pe Rogăz, acolo nu au venit dificultăți pe care le-ați constatat. Și s-a impus asanarea, da? La un moment dat de-a obiectat, doamnei Răcăuțeanu, că nu ia la garanții la cel care și-a făcut asanarea. Nu a fost proiect de investiții. Dar, mă rog, fiind o lucrare mai constitutoare, a avut dreptate. Dar, eu pe aceeași suprafață, mai am o garanție a celui care a asfaltat drumul, așa e? Păi, eu garanție peste garanție, cred că am repartit la urmă, cum se poate constata, evident că pot face expertize, pot fi expertize, unde e defecțiunea. În platforma drumului, la 1,5 metru, 2 metri de una începută la sanare, sau în stratul imediat după asfalt. Bine, am spus că învățăm și noi și, într-adevăr, în final, chiar dacă sunt lucrări de întreținere, pentru că aia n-a fost cu proiect de investiții propriu-zis, e bine, într-adevăr, la lucrări mai costisitoare să solicităm și garanții. Da, dar mai am plătit excepțiunea de funcționare a bugetului. Da, dar el a cerut garanția că s-a trecut din dispoziția lui să se pune. Ai trecut pentru că tot cerut el. Da. Dar mai e banii aici. Nu trebuie așa. Da, asta e inventat. Probabil că viitorul primar vrea să vezi ceea ce nu mă garantează nepotriva. Acum, în legătură cu ceea ce se numește abaterea de la legalitate, din cauza unei comunicări nu tocmai bune între compartimente. Aici iarăși m-a ajutat, am reluat observația. Este loc pentru mai bine. Într-adevăr, de exemplu, la urbanism, comunicat colaboratorilor din primărie. Și am venit într-adevăr pregătit cu dispoziții pentru îndeplinirea măsurilor pe care urmează ca să o prezint. O să vedeți. Mulțumesc în comentariile la urmă. Deci, dispoziții privind dispunerea unor măsuri transmise de Camera de Contul Bacău. Mă rog, partea introductivă, primarul Comunei Comunei de Bacău, văzând decizia numărul 37 din 10-10-2018, emise de către directorul adjunct al Camerei de Contul cu privire la deficiențele constatate în raportul de audit care este menționat aici, din 11 ianuarie 2018, încheiată în urma acțiunii de audit financiară asupra bilanțului contabil și conturile anuale din execuție bugetară, încheiată la 31 a 12 2017, din cazul de comunități. În temeiul prevederilor menționate aici, care înseamnă articolul 63, alineatul 1, litera E, articolul 68, coroborat cu articolul 48, articolul 115 alineatul 1, litera A și articolul 128 alineatul 4 de legea administrației publice locale numărul 205/2001 republicată cu modificări de completări de ulterioare în mediul următoare dispoziții. Apropo de preambulos, să sunt convins că mie e la preambulos importantă, deci el are o anumită relevanță. Prin legea administrației știm toți, dumneavoastră adoptați hotărâri, eu pot să iau dispoziții până aici e clar, da? Mai nou, pentru că legea administrației mai fost completată, modificată și așa mai departe, a apărut la articolul 127, am notat aici alineatul 4. Știți ce înseamnă asta? Că eu răspund ca și ordonator de credit la toate măsurile de primărie, dar mai ales la cheltuirea banilor, la orice decizie, cu atât mai mult în zona financiară. Răspunde oportunitate de nou. Dar dacă cineva din angajații primărie nu își face treaba în acord cu legea, răspunde penal sustenit. El răspunde prima. Nu întâmplător am trecut-o aici. Domnul secretar a mai prezentat-o în primărie, dar probabil la audiția. Ați primarul nu se prinde. Se poate întâmpla și aia, dar fiecare om în felul lui, eu cu păcatele mele, nu se prinde. Tocmai ca să ne dragă că trebuie tratat la modul cel mai serios dispoziția. Că în final, ați văzut ce scrie decizia Camerei de Contul. Dacă nu eu, până la ultima măsură, eu mă răspund eu, că mi-am comunicat. Îmi pare rău, nu vreau să ajungă și nici nu s-a ajuns. Lucrurile era în cea mai mare parte rezolvată. Atunci eu trebuie să-i impun, asta e ultima măsură, celor care nu știu de primesc măsură. Am sunt convins că nu o să întâmple asta, eu am încredere în colaboratorii din primărie. Așa cum am precizat, eu am învățat și ei emoții vreau despre și concluzii și o să fie îndeplinite măsură. Eu la domnul viceprimar pot să-l anunț înainte, știi? Lui nu-i place, nu-i place chiar toate de tine, dar trebuie să ne referim. Dacă nu prezintă documentele referitoare la dezădezirii, n-am ce să-i fac, nu? N-am mai parte. Eu m-am trecut de primă să ne spun. O să mai revin. Deci, primul articol din dispoziție. Aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Bacău și instituțiile subordonate Consiliului Local al Comunei Bogdănești, aici se poate referi la școală, vor duce la îndeplinire măsurile stabilite prin decizia numărul 37 din 10/10/2018, emise de către directorul adjunct al Camerei de Contul Bacău. Articolul al doilea, exact ceea ce spuneam de acolo început. Compartimentele de specialitate, persoanele cu responsabilitate directă și termenele de realizare a măsurilor menționate la articolul 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrată din prezent la dispoziție. Și al treilea, rece și urmă, prezent la dispoziție comunică de către domnul Andrei Vasile, secretar comună, persoană nominalizată în anexa la prezentă, sunt puse previste județul Bacău. Ca să continui, ca o paranteză, cum ne contractăm la ceea ce a desfășurat domnul secretar, că cel care greșește răspunde înaintea mea, dar și pentru cazul când eu semnez ca primarul fără semnătura lui, atunci răspunde eu până aceasta la mai parte. Deci trebuie să fiu atent. Nu semnez ca primarul. Nu o să întâmplă. Mai e ce întâmplă. Acum am vorbit aici despre o anexă în care sunt menționate măsuri pe care o să vă găsesc. Deci măsuri pentru realizarea măsurilor aduse de Camera de Conturi prin decizia 37 din 10/10/2018. 1. Stabilirea, evidențierea și urmărirea încăsării veniturilor bugetului local în cuantum și la temă prevăzut de lege. Răspund. Compartimentul contabilitate și aici am trecut-o pe doamna Icticalina, că ea răspunde cu partea de vedere, cu compartimentul urbanism. Și domnul Splendor, viceprimarul comunei, domnul Grigore, secretarul comunei, domnul Andrei Vasile. Termen 31/12. În acord cu 25, vedeți că am relansat în mod firesc. Nu trebuie să ne apuce 31 ianuarie. Putem, mai ales, spuneam că era pe parcursul auditului, o mare parte din inadvertențe cu legă sau cu legalitate au fost realizare, corectare. La al doilea punct, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, decontarea contravalorii serviciilor de servicii. Răspund compartimentul contabilitate la mână Săuțean la Ploiești, cu viceprimarul comunei domnul Grigore Gheorghe. Adică trebuie să ajungă lucrurile. Pentru că în realitate, noi n-am abuzat în mod sigur cheltuielile de viață pe Tirean, față de alte comune, de exemplu, cele din proximitate, care cheltuie miliarde, noi mai mult din 200 sau cât bani ar cheltuie în anul trecut? Cât? 190. Mai tare, se aude cu camera. Anualist. Și, adică, am fost foarte atenți. Doar am dat că la revoiere, dar domnul Grigore a intrat în spital, așa că n-avea constătură echipamentul adecvat, să nu comandea mai mult. Sunt calare pe tractor. Și am avut evidență clară, dar legea spune clară. Aici am semnat, într-adevăr, abatem de la legalitate. Trebuie să ai documentele care ateste că cel care s-a făcut dezăpezirea a consumat atâta combustibil, a lucrat atâtea ore, cred că am nevoie. Aici nu merge numai cu un carnețel care poate fi relevant, într-adevăr. Dar legea prevede altă, la asta înseamnă bază de legalitate. El trebuie să vină cu toate documentele. Pentru nisipul folosit, trebuie să prezinte documentul de cumpărare. Nu? În mod firesc. Să am anticipat. I-am văzut prețul din ofertă și nu a abuzat. Asta e altceva, dar pentru un auditor, în mod firesc, la el contează documentele fundamentale a prețurilor și asta este de ce n-am contestat. Pentru că, repet, am avut învățat. Și de acum, în tot care vedere, lucruri vor merge mai bine. Dacă faci observații aici, ceea ce privește veniturile de la pășune, dacă pe partea juridică, într-adevăr, sunt probleme de discutat, aici lucrurile sunt rezolvabile, trebuie actualizate contractele pe normele, ați văzut, ordinele precizate. În ceea ce privește, chiar am avut o discuție de genul ăsta cu domnul inspector. Din două perspective, noi ne-am realizat obiectivul. Primul obiectiv a fost în legătură cu gestionarea pădurii, să nu se taie lemnul, o să întâmpla cu cuciurul, deci să asigurăm protecția pădurii. copaci, nu? Și dacă nu am asigurat baza, normal, patricul pe fondul respect propriu zis, unde plătim un pic mai mult. S-a derobat de celălalt arbor. Pentru că putea să ia oricine. Nu i-am dat nici în custodii celor care au închiriat pășunea. Și se părea că nu se justifica. Pentru că, din punctul meu de vedere, s-a justificat pentru că și arborele se creau conservate. Chiar dacă nu mai are numele și așa mai departe. Lucrurile au fost, eu zic, benefice pentru noi, până la urmă. Într-o discuție care noi avem în mod feresc în primărie, avem conștiința împăcată pentru că dacă foloseam criteriul precizat în ordinele menționate privind arendarea pășunii, la calitatea pășunii de acolo luam mai puțin bani decât la închiriere propriu-zis. Chiar i-am rugat să finalizeze această analiză, respectiv reactualizarea contractului, ca să facem o comparație. Deci nu avem deloc sentimentul că am procedat în exact cum se menționează în raport sau chiar în decizie, că am realizat venituri mici. Aceasta este expresia menționată. La un moment dat. A treia măsură, organizarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern managerial, control financiar preventiv, cu prioritate la economia mondială. Noi îl avem în primărie, ceea ce am primit ca observații legală, fără îndoială, că nu există această listă de operațiuni pe care trebuie să îl facă de control preventiv. Este un personaj foarte important pe care eu mă bazez. Am învățat lucruri de data asta. Deci nu mai pot semna documente de plasă, că există și această presiune care vine din amonte. Să semnezi ordinele de plasă. Deci e bine că verific. Ce am verific. Dar aici controlul preventiv pe exercită doamna Răcăuțeanu, pe venituri, după câte știu, dar aici pe partea de cheltuială. Există o metodologie specială la controlul ăsta preventiv. Controlul preventiv, printre altele, este primul care trebuie să verifice dacă există, ca primar sau ca viceprimar, că pricep câte pricep, da? Este primul care trebuie să verifice dacă există documente de fundamentare a cheltuielilor. Exact ce spuneam, bonurile și așa mai departe. Dacă nu are dreptul să nu spună viza de control, ca să verifice efectuarea unei plăți nelegale, sau poate să solicite orice document crede că care pune viza de control, că este lămuritor pentru deci lucrurile par complicate la un moment dat. Dar asta înseamnă alte condiții care sper eu ca să se îmbunătățească. Fiecare angajat, la fel fiecare consilier este cunoască legea, fiecare angajat are trecutul în fiecare postului. Trebuie să actualizeze legislația, că nu se poate altfel. El depășit. La un moment dat, sistemul se poate elimina. Aici am trecut-o pe doamna Țăricol, doamna Grigore Floară. A patra măsură, angajarea, realizarea, organizarea și plata gestiunilor bugetare, decontarea lucrurilor de balastare și aștenere în viață angajată și primul comunal, în compartimentul contabilitate prin doamna Răcăuțeanu, primarul comunei, trecut direct de aici, viceprimarul comunei, domnul Grigore. Termen 31-12. Și ultima măsură, au fost trei cu referire direct s-au întâlnit firme, ceea ce eu am ca informații, ceea ce s-a realizat la prima stabilire, în părerea că s-a devenit bugetul local în fondul la de lei, adică se vine de alea. La urbanism, de putea o rezolva, de exemplu, la partea care îi revine domnului Grigore, aici, probabil, când am trecut, da, eu pot să ajut, evident. Jura, că am și stat, că despre asta te discutam. Marina, Zurica. Da, dar cred că domnul inginer trebuie să se calculeze producția de masă verde pe hectare și în funcție de... Producția de ferine. Da, asta e. Exact cum a spus și dumneavoastră, s-ar putea să pierdem la venituri. Dacă se va e obligatoriu, trebuie să trecem pe actele. Acolo contractele s-au încheiat undeva în martie și în mai, la 2 luni de zile, a venit ordinul care a modificat toată... Da, eu am însușesc. La a doua măsură... Dar oricum n-am de dat bani. Eventual ar trebui să le mai dăm noi bani înapoi, dar finalizăm calculul. Da, evident, asta este. Procedura s-a desfășurat. Angajarea, lichidarea, ordonatare, plata, cheltuielor bugetare, decontarea contravalorii, serviciului de dezăpezire. Da. Au adus ceva? Nu, a adus le-are pregătite despre atunci. Le-are pregătite, dar mă îngăbeam ceva, un camion, o mașină, ca să vedea, domnul viceprimarul de umană era ea libertă. Da? De când vă vezi ceva? 3. Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de control intern. Material, control, financiar, preventiv. Am versat și am finalizat. N-aveam decât de pus câte o șamplină pe ordine de deplasare, deci am luat măsuri. Eventual, ia legătura cu cei din primării, să vezi care e procedura, este un registru special, și sper să te ajungă cu colegii mai mult. Angajarea și darea operatoare și la registră, pe contarea cu proiect de balasare și acele necesare sunt casate. S-a recuperat suma evocată și aici am scăpat și ultima 5 ani vedea răzbunătoare și plata chestiunea. Chiar la o sesizarea trebuia să facă ceva și mă construiesc să se vedea cum să nu găsesc nimic. Dar dincolo e minoare. Pentru mine e important, evident, primul lucru trebuie recuperare. Ar fi conte de elegante în partea noastră de abonanță de termenii. Și cel mai mare câștig al auditului recent a fost autoevaluarea. Atât pentru mine ca ordonator, cât și pentru fiecare din primărie. Eu sunt convins că fiecare ce este bine, ceea ce face și ceea ce trebuie să fie bine, în general. Fiecare ne-am făcut autoevaluarea și am văzut care ne sunt punctele slabe. Pentru că asta se menționează. Deocamdată, dacă mai aveți întrebări, interpelări, că se referă la un fapt în locul diferența între interpelări și întrebări. Mulțumim, domnul primar. Domnul consilier Vlad, mai aveți întrebări? Mai dorește cineva? Vă rog. Domnule primar, domnul consilier, ar vrea să vă pun o întrebare. De ce nu se accesează fonduri europene în comună la noi? Pentru să băgăm gaze, să băgăm apă, să facem canalizări. Ați accesat un fond european de când sunteți primar? Am accesat pentru podul de slobozire. Pentru apă și canalizare, că avem un proiect în licitație? Nu cunosc pentru că sunt începător. Am accesat la legislație, la pachet. Atât proiectarea cât și execută ca să câștigăm bine. După câte știu că țin legătura zilnic cu ori, mai multe ori pe titlul doamnei Iubica, care răspunde ce pe achizițiile publice, suntem în faza finală a evaluării tehnice. Trebuie să iasă raportul, ar fi de preferat. Chiar la Veronica a fost tot proiect de consultant. Se iasă raportul final pentru evaluarea tehnică, trimis la o agenție națională care monitorizează și îți dă ok când se trece la o etapă la altă. Prima etapă a fost pentru stabilirea eligibilității ofertanților, adică care s-au înscris la licitație. Trebuie să ne vedească niște condiții regulaționale, datorii, ca mai departe. S-a trecut peste prima, aici e ușor de făcut verificare. La evaluarea tehnică e foarte complicată, pentru că asta obligă la foarte multă atenție. Dacă din proiectul inițial, care înseamnă studiul de fezabilitate, este o etapă de informare asupra ei, ce vrei să faci, cum vrei să faci, și așa mai departe. Dar trebuie evaluat foarte atent dacă să omite ceva ofertantul, bună știință sau de neștiință, omiteți să-ți prezinte oferta, dacă am omită ofertă tehnică. OPS, un utilaj care este necesar în buna funcționare, atunci ai probleme în timpul execuției, constructorul spune, doamne, asta nu sunt obligat să fac pentru că n-am ofertat pentru ea, mă interesează de tot, nu vei problema și după aia continuă lucrarea. Vă dau un exemplu. În sistemul de canalizare, în afară de stația de eforare, care am plasat undeva la PDP, mai sunt prevăzute 7 stații de pompare a apei uzate, pe parcurs, ca să împingă materialul către stația de eforare. Prescurtat, SPAU se numește la stația de pompare a apei uzate. În mod normal, acum cunosc de rost studiul de fezabilitate, statele de pompare au nevoie de energie electrică. Sunt branșate la rețeaua de joasă de internet, în zonă și mai departe. Dar pentru perioadele când există o avare în sistemul energetic, atunci trebuie prevăzut o soluție. Soluția din studiul de fezabilitate înseamnă generatoare care funcționează cu motorine. Ei, am înțeles ultima clarificare că noi, ca și beneficiari avocat de consultant, ca pe consultant angajat, am cerut clarificări. Acolo, unii s-au depistat neconformități între oferta lor tehnică și studiul de fezabilitate, tot mereu s-au solicitat clarificări. Cam de vreo 3 luni se derulează perioada de clarificări. Merge cam greu. Din păcate că clarificările astea trebuie verificate și dat ok de către Agenția Națională și așa mai departe. Ultima clarificare s-a referit exact la treaba. Am înțeles că din 3 care au fost, care au intrat, la început au fost 5. S-au înscris la licitație. 2 au căzut la licitație, au rămas 3 și din aceste 3 am înțeles că 2 n-au prezentat soluția cu generatoare. Nu? Deci este în mod normal, vor fi descalificate, rămâne un an. După ce pleacă raportul, spuneam să sperăm cât mai repede la verificare, la București, o să cel care a rămas, cei care au rămas, oferta financiară și acolo normal câștigă cel cu prețul mai mic. Și noi așteptăm, pentru că strategia cea mai corectă ar fi dacă se reușește să semnăm contracte de proiectare și execuții până în întâmplat acel răspuns și dacă nu mai sunt întâmplări la cuvânt, trecem la punctul 15, ordinea de zi, proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor stabilite prin decizia nr. 37 din 10 a 10 a 2018, directorul adjunct al Camerei de Comerț, contul Bacău, inițiator Comisia de Specialitate nr. 1. Domnul președinte, aveți cuvântul. Decizia a fost citită de domnul secretar anterior, discuții au fost purtate în legătură cu măsurile pe care le-am avut în urmă. După aceea, bine le-am văzut că au fost duse la finalizare. Totuși, domnul consilier, eu nu mai am citire, pentru că domnul secretar l-a citit, nu mai are sens. Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a dat la vizit laborarea acestui proiect. Nu e vorba numai de aviz, domnul, e vorba de hotărârea în sine. Da, sigur. Că acum sună că n-am auzit, dar poate... Însușirea măsurilor stabilite prin decizia... Deci trebuia să citiți articol de... după ce acolo propunem, da? Articul 1. Însușirea măsurilor dispuse prin decizia nr. 37 din 10 a 10 a 2018. Evidență de către directorul adjunct al Camerei de Comerț de Săuțean, articolul 2. La următoare, secretarul comunului Rompresa Services va comunica hotărârea domnului Andrei Vasile, primarul comunei Bogdănești, Camerei de Comerț de Zupacau și directorul de Zupacau. Dacă mulțumim domnului consilier, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, decizia nr. 37. Deci, ca să limpezim notele, eu am citit și în adresă, dar vă mai recitesc doar ultima propoziție din adresă. După întrunirea consilierilor locali, vă solicităm să ne înaintați un extras din procesul verbal de ședință, împreună cu o copie a hotărârii luate față de măsurile dispuse prin decizie de directorul adjunct al Camerei de Conturi Bacău. Iar acest proiect de hotărâri, tocmai asta face. Da? Deci, dumneavoastră vă însușiți măsurile. Cine este pentru? Unanimitate a fost votat și acest proiect de hotărâre. Și trecem la punctul 6 din ordinea de zi, solicitări adresate Consiliului Local Bogdănești. Domnul secretar, și pentru că avem, trebuie să citim. Asta este. Deci avem din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIS, cum îi spunem noi, o adresă. Ceea ce vă informa domnul primar la începutul ședinței, eu am să dau citire adresei, pentru că este atât în atenția domnului primar, cât și a doamnelor și domnilor consilieri locali. Așa cum bine știți, în acest moment, sistemul integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău și implicit contractul de delegare gestiunii serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale încheiat de ADIS Bacău, numele și pe seama a 65 de OAT-uri membre, între care și OAT-ul reprezentat de dumneavoastră, cu SECI compania Rompresa Services, precum și contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare instalațiilor de depozitare deșeuri încheiat de către ADIS în numele și pe seama 93 de OAT-uri membre, între care și OAT-ul reprezentat de către dumneavoastră cu SECI Ecosud S.A. riscă un blocaj total din cauza situației financiare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Mutualizare generată de neasigurarea de către OAT-uri membre a sumelor necesare plății facturilor emise de către cei doi operatori. ADIS este executată silii din cauza facturilor neachitate, urmând ca și OAT-urile membre, care la data prezentei au calitatea de terți proprii, să fie executate silii. Mai mult decât atât, SECE compania Rompresa Services a emis către OAT-uri o notificare finală de reziliere, a cărei termen de împlinire este 15 decembrie 2018. Conform contractului de finanțare încheiat de către CJ Bacău și ADIS Bacău, numele și pe seama OAT-urilor membre, OAM POS Mediu, toți cei 94 de membri ADIS și-au asumat implementarea proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, în județul Bacău, dacă vă aduceți aminte și noi, menținerea funcționalității și viabilității accestuia și implicit a contractului de delegare încheiat pe o perioadă de monitorizare de 5 ani. Vă informăm că proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide de județul Bacău, cu valoare totală de peste 44 milioane euro, a fost declarat funcțional fiind unul dintre cele 6 proiecte funcționale la această dată la nivel național. Deși proiectul este funcțional, la data prezentă există riscul major al rezilierii contractelor de delegare, fapt ce va avea drept consecință blocarea sistemului, neîndeplinirea indicatorilor de performanță și imposibilitatea asigurării serviciului de salubrizare pe rândul localităților membre ADIS. Având în vedere solicitările exprese ale primarilor sau reprezentanților ATO-ului... Da, dar trebuie subliniat că ei echivolează copulul. Știți atenție formularea mea, cred că... ATO-AGA ADIS Bacău, referitor la necesitatea actualizării cuantumului taxei speciale de salubrizare raportat la numărul utilizatorilor serviciului public de salubrizare declarat în anul 2018 și la cantitățile de deșeuri efectiv generate, precum și evoluția recentă a indicilor prețului de consum și a cuantumului salariului minim, aspecte care se reflectă în mod automat în cheltuielile efectuate pentru prestarea serviciului de salubrizare, dar mai ales cantitățile efectiv colectate, care depășesc cu mult indicele de generare a deșeurilor stabilit prin Plan Național de Gestionare a Deșeurilor, este evident faptul că planul de evoluție a taxelor și tarifelor ce a fost aprobat de către dumneavoastră în anul 2010 nu mai poate fi de actualitate astăzi. Taxa de salubrizare în vigoare la data prezentă instituită și colectată de către OAD-ul și transferată către ADIS, exclusiv în vederea plății facturilor celor doi operatori, este insuficientă, fiind evidențiat la această dată un deficit de finanțare a serviciului de salubrizare de aproximativ 8 milioane de lei, datorat în special următoarelor cauze. Evident, e vorba de 8 milioane de lei noi. Scăderea populației față de data calculării taxei, 437.000 față de 708.000, creșterea cantității de deșeuri, înregistrându-se o cantitate aferentă unui număr de aproximativ 730.000 de locuitori față de 437 de utilizatori plătitori. Așadar, în vederea restabilirii sustenabilității financiare a contractelor de salubrizare din cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, vă supunem atenției planul actualizat de evoluție al taxelor pe care vi-l rugăm să-l supuneți adoptării în cadrul primei ședințe de Consiliul Local, și pe care să-l aveți în vedere la stabilirea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2019. De asemenea, vă comunicăm faptul că neaprobarea planului actualizat de taxe, precum și neaplicarea acestuia la stabilirea cuantumului taxei de salubrizare începutul anului 2019, va avea ca efect insuficiența finanțării contractelor de delegare a gestiunii, fapt ce va conduce la rezilierea acestora. În speranța unei bune înțelegeri a prezentei adrese și a continuării colaborării în cadrul asociației, în vederea asigurării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii, vă reamintim, consensul politic reușit până în prezentă perioadă de implementare a proiectului și ne exprimăm speranța menținerii acestuia în privința asigurării finanțării serviciului prin aprobarea cuantumului actualizat al taxei speciale de salubrizare. Așa prezente adrese, vă rugăm să regăsiți anexele, anexat documentele necesare supune spre aprobarea hotărârii Consiliului Local privind aprobarea planului actualizat de evoluția taxei de salubrizare. Semnează cu deosebită considerație Florin Brașoveanu, președintele ADIS Bacău și Constantin Bogdan Seto, director executiv al ADIS. Aici avem și un model de hotărâre, dar nu asta vreau eu să... Domnul Grigore, acum am fost să discutăm... Adresa cu tarifele... Păi am fost... La consiliere? La domnul... Nu, mai am fost să... Nu, cum e doar așa și să... Păi nu, asta... Asta vreau să vă rog eu. Dar e o problemă care trebuie să ne preocupe. Vorba de curățenia comune, deci sănătatea comune. Da, și aici o să primiți și dumneavoastră o actualizare de plan la evoluția taxei, aplicabilă după implementarea contribuției la circular propriu. Și în mediul rural, da, pentru populații, o să vedeți acolo că începe din 2019 cu 6,82 lei. Da. Da, e vorba de lei pe persoană și pe lună, da? Și dumneavoastră vedeți acolo evoluția 2020 7,54, 2021 7,44, în cazul în 2041 care ne-au mai regăsit atunci, era 11,67. Deci asta am avut la alte solicitări adresate Consiliului. În afară de planul tarifare, sunteți de acord, preiau discuție cu dumneavoastră. Mai avem niște pagini din statutul ADIS-ului. Dar soluții cu organele asociate, evident, vorba de adunare generală, care este cel mai important. Are necesară putere. Ne-am oprit la articolul 17 și se referă și la politica tarifară, da? Ați găsit? Da. Deci ați primit actualizarea planului evoluție de nouă reparte. Acum, ca să simplificăm situația, să se începe cu ceea ce ne preocupă, pentru mine a fost copanul autorității, să ne solicită creșterea tarifului, de exemplu, de la 4,07, 4,07 bani în 2018 la 6,85 va fi. 82. Deci mai mult de 2,50. Așa ca prima impresie, ce părere aveți despre ceea ce ne solicită ADIS? Eu am inteles că am făcut până în 2020 partea, așa? Și erau creșteri totuși mică, facă. De ori într-o dată la 4, știu cât de stai vechi. Hai să am folosit colegilor care sunt mai nou remunerați. Este vorba de o hotărâre constituțională din anul 2010, dacă vă amintiți, când a fost aprobat planul tarifar, cu evoluția lui, cred că pentru un pic, dar foarte puțin fiecare an. Și pe care noi l-am acceptat în final și în baza lui, de ce ne trebuie acest plan tarifar? Ca să putem adopta o hotărâre privind cuantumul taxei pentru salarizare pe care îl plătesc persoanele fizice, de acord? Asta e numai tariful. Că din tariful ăsta se suportă toate cheltuielile, privind colectarea și transportul, neutralizarea deșeurilor și așa mai departe. Deci, în primul rând, e vorba de evoluția taxei în mediul rural, da? De la 4,07 cât plătea o persoană, acum 6,82. Ce părere are această creștere? Care înseamnă aproape 3 lei. Mult sau foarte mult? Foarte mult. Pentru o parte din populație care are venituri mici și așa mai departe, e foarte mult. Deci recunoașteți. Dacă ne gândim la cei bătrâni, mulți consăteni au pensia mică. Acolo lucrate, conform pregătire și așa mai departe. Pentru mine nu-i mult. Dar, repet, pentru cei în vârstă, mentalitatea e mult, dintr-o dată. Costă mai mult decât din costă pe proprietate sau de costă pe plată. Sau la familii care au mai mulți copii. Bun. Ăsta este un aspect. Dar nu întâmplător am atașat, ca să puteți înțelege, o să luați acasă până de iară și mai reflectați. Până la următoarea ședință. Am atașat un exact din statutul ADIS-ului, la care am aderat și cunoștință de cauză. Aici, la capitolul 5, sunt competențele anulare generale. delegat nostru la adunarea generală. S-a domnit adunarea generală pe miștargărea prețului ăsta? Exact, asta este întrebarea. Ați mandatat pe careva, poate în lecția mea. Păi dumneavoastră trebuie mandatat. Normal, conform statutului, ăsta este circuitul normal. Consiliul local poate ia cunoștință de o propunere venită din partea conducerii executive. Semnează Brașoveanu, președinte, și Bogdan Zetul ca director executiv. Iar Consiliul Local trebuie să delibereze și să acorde un mandat, da sau nu, delegatul nostru, reprezentantul este domnul viceprimar, el trebuie să meargă în AGA, conform statutului, și să spună, domnule, Consiliul Local Bogdănești a adoptat sau nu a adoptat. De-abia după aia trebuie să devină bătut în puică. Așa de unde știu eu la urma urmei că taxa asta, mamă asta, rămâne bătut în puică în ală. După când am mai vorbit nicio primărie nu agrează. Atunci, în ce bază putem să aprobăm noi? Bă, nu, indiferent de bani, că e mare, mare. Nu putem obiția aceasta. Și părerea aceasta. E legală treabă? Nu e legală. De ce nu e legală? De la 4, de la 6, nu la 6. Nu e legală, din punctul meu de vedere, nu e legală. Pentru că n-a trecut în adunarea generală. Deci adunarea generală trebuie să stabilească și trebuie să-i spună nu. Asta e punctul meu. În adunarea generală nu poate trece decât prin votul reprezentanților, da? Da. Deci, normal, mai corect, dacă se spun, unii vă trimite spre informare, cam la cât ar trebui să ajungă taxele astea, ca să lichideze datoria. Bun, pot să vă informez că noi nu avem datorii la plata serviciului. Suntem cu factura la zi, am reușit să colectăm taxa, alții au datorii. Alții au datorii pentru că ce au datorii? Deci au remis factori pentru că li s-au efectuat servicii de către Rompresa sau Ecosudul, dacă știți despre asta. Ecosudul e operatorul de la groapa de gunoi, undeva la Bălcestul, Bacău, în zona asta. Am mai primit o listă la fel de groază, cu datorii. Practic, fiecare UATE, se mă comunică și Bacău, au datorii. De ce? La fel s-a procedat eronat, să zic. Fapt care era un management defectuos din partea ADIS-ului. Toată treaba asta cu ADIS-ul a început de prin 2010, dacă vă mai amintiți, când am aderat 2008-2010 perioada asta. 2009. Corect. De la un master plan, dacă vă mai amintiți. În master planul făcut, deci planul pe județ, mai simplu spus, numărul de locuitori, de potențiale utilizatori care este serviciul ca persoane fizice, au fost luat de la Institutul Național de Statistică, în urma unui recensământ precedent și așa mai departe. Și când cineva și-a făcut planul, cei care au inițiat ADIS-ul, mă rog, sau cei care sunt operatori de meserie, nu înțeleg. Gestionarea regiunilor este o mare industrie la ora actuală a omului. Numai că fiecare gestionează cum face, după competența specifică, unii câștigă cu adevărat banii pe merit, alții încearcă să câștige bani, dar, mă rog, trată lucruri din altă perspectivă, nu vreau să comentez aici. Noi mai figurăm în documentul de atribuire, când s-a atribuit contractul de către ADIS. ADIS-ul suntem cu toți. Deci, cu asociere, au fost vreo 95, s-au mai încercat alte asocieri, apropo de fonduri europene, și așa mai departe. dat altfel. Pentru că mi-am dat seama de capcană, că dacă nu ești atent, taxa multit cu numărul de utilizatori trebuie să o achis. Factura lunară. Am procedat, dacă v-am mai amintit, și chiar profit de ocazie ca să mulțumesc celor care s-au implicat, o parte din consiliere. Am făcut un fel de recensământ atunci. Păi, cum ne-am organizat noi, colaboratorii din primărie, și ne-am ieșit vreo 2040, cam așa ceva, în jur de aici. Evident, există o dinamică a populației. Unii nu mai au nevoie de romprești, s-au transferat definitiv, să spunem, dar pur și simplu au plecat din localitate. Deci, noi am fost, cum să spun eu, estimativ corect. Nu pot să fie perfect. Perfect, Doamne, Doamne, populația migrează din antichitate și până în prezent. Acum, ei în tabelul cu datorii, pe care ne l-au trimis în primărie, ne raportează undeva la populațiile din amonii. Înțelegeți? De la momentul atribuirii, cum a fost trecut în document, de la Institutul Național de Statistică, acolo suntem cu 2700 studii, acel de atribuirii cu 2500 studii, și pe declarația noastră, sub semnătura mea, acum, în 1922, i-am scăzut pe cei care sunt scutiți. Dacă omul e scurtit din codul fiscal, nu pot să-i iau bani. L-am întrebat pe directorul Luțetă cum rezolvăm cu ăștia. Normal, așa produs pe voi, vedeți, se pune probleme așa cantități. Ar trebui legislația să ne permită să-l plătim. Eu sunt total dezamăgit de unele personale în zona asta. De ce? Pentru că sunt preocupați. Problematica gestionării este una, pentru că dacă te duci în toate țările cu alte standarde pe, cum se spune, pe onoarea lor de civilitate, mă refer la protecția mediului, la curățenia publică, pe care o reparte, noi tindem să spunem, dar cam atâta. E o problemă foarte importantă. Cunoaștem și în comună, pare că cei duci pe dealuri, păraile, au destul de deșeuri care nu sunt tot la locul lor. Nu vreau să comentez prea mult. Și m-a preocupat în modul să vezi gestionarea deșeurilor și a curățeniei publice, că de asta depinde și sănătatea noastră. Noi la ceea ce am declarat că avem utilizatori în urma verificărilor pe teren, în primul rând, noi nu avem datorii. Toate facturile au fost plătite la zi, doamna contabilă poate confirme. Cu toate astea noi figurăm cu datorii la ei, nu există vreo 500 de milioane. Dar nu este o cifră reală, pentru că, repet, ei ne-au aplicat taxa noastră, au înmulțit-o cu 2700, cu 2500. De aici, dacă îmi permiteți, domnul primar, ca să explic de unde vin Dar poate îmi poți explic eu, că trebuie acum. Deci, în loc să ne aplice numai valoarea taxei cu 1900 sau 2400, cât am declarat noi, sub semnătură, de cei care au plecat afară au dat declarații că au plecat afară. Dar trebuie să-i scadă de la buget. Ei fac alte calcule. Deci, repet, domnul Vlad. Deci, prin ceea ce am declarat, noi suntem cu plata la zi. Sunt alte moinești, dărmănești, care au păliat. Ei au încercat să facă afacerea lor acolo, nu le-am mers. Cu noi a trebuit să-l duc undeva, că noi primeați. Și acum, ăștia cum gândesc de la conducerea executivă? Toată datoria o împarte la toți. Și, practic, noi trebuie să plătim ceea ce n-au plătit la alte. Aia e complicat, nu cer scuze. Nu, numai voiam să spun că, de ce figurează ca număr de populație la statistică, noi la recensământul din 2002 am avut 2700 de locuitori. La recensământul din 2012, 2515, de asta ei au luat la statistică. Dar ce se întâmplă la statistică? La statistică, ca număr de populație, figurează toate persoanele care în buletinul de identitate și au domiciliu stabil pe raza materiei. Dar multe dintre persoanele astea îți de ani buni pe străinătate. Și din cauza asta, bă, la nu se plătească cu noi. Ei obligatorii ar trebui să meargă pe, dar numai că, așa cum a spus și domnul primar, foarte mulți, sau foarte multe OAT-uri au tratat cu ușurință numărul ăsta de utilizatori. Prima primarii au mers să vorbitul. Nu și-au numărat constatele. A doua oară au trăiat prea mult de frică când au văzut cât au de plătit. Dar își temă la altă. Plus politizarea. Păi dacă vede la administrație cu exces de politizare, mai gravă nu mai... Este corect, domnule, dacă la, să zicem, că la cantitatea de la tonaj, de noi, să zicem, da, putem plăti în plus, dar tot pentru 1900 de persoane, da? Ei îi spune, domnule, la 1900 de persoane, cantitatea de deșeuri ar trebui să fie de atâtea subiectori. Legea salubrizării. Sunt două legi care ordonează în acest domeniu al curățeniei publice. Legea serviciilor comunitare și pe fiecare domeniu există o altă lege. Legea salubrizării, legea 101 din 2007. Legea serviciilor publice comunitare 51 tot din 2007. Eu am încercat și le-am urcut, de aia sunt dezamăsit. Eu nu vreau să mai merg la ADIS. Intuiți, nu pot să spun asta, dar asta e realitatea. Eu am încercat următoarea soluție. Am făcut numeroase demersuri și la ADIS, și la Ministerul Mediului, și la Ministerul Administrației, m-am pasat. Am încercat, pentru că cele două legi coroborate ar fi putut conduce și le-am dat textul pregătit. Numai să-l susțină politic. Dar n-au vrut. Ca să acordăm subvenții, că uitați unde se ajunge la persoane aflate în dificultate. Le-am spus care, ales acolo nu erau copii mult, îi spătea bără măciu cu cât. Făceam cazul de cât trebuie să plătească. Aveau copii mici de școală. Se putea face colaborarea împreună la articol din legea salubrizării, care nu dădea voie, colaborat cu un articol din legea, din prevederea generală, dacă spune legea serviciilor, se referă la toate. Unii dădea voie, dacă susțineau, dacă scoteau o ordonanță de buget, îi prevedea să anunțăm subvenții. La bugetul vostru, avem un buget mediu, bunișor acolo. A acordat subvenții de câteva sute de milioane, nu era o problemă. Când menționam comuna mai curată, lumea este moderată. Mă rog, majoritatea au venit în mici. Mai sunt și oameni care nu se grăbesc și asigurările, asta e altceva. Aia vă rog să reflectați. Și la următoarea ședință, m-ar trebui să domnul Cartazor de Montezări. Lumea altceva pe statul de Montezări, dar putem colecta taxa. Că nu ianuarie 2019. Că vine factura, ne plata facturii și așa mai departe. Păi, ce executarea? Deci, trebuie să execute pe cei care vorbesc cu mea de conținut politic. Deci, într-un moment, nu mai figurăm acum, după părerea lor, la rog, la datorne. Ei mai trebuie cu 2700, nu? Toți. Nu? 2500. Dacă te uiți în tabelul ăla, nu există o adresă, nu aibă datorie. De ce? Pentru că ei raportează taxa, care se plătește până acum, la datele la... Nu la cele neapărat. Da. Deci diferența de la... Ei își fac un artificiu, dar care trebuie o tare. Deci Băieți, datoria asta pentru 14 miliarde, în zona taxă, 14 miliarde, se poate ține către Rompres, dacă se va reduce taxa, atâta în mediul rural, atâta în mediul urban, și așa mai departe. O nezitul de datorie are, și așa mai departe. La o nezitanță tot mai mare. Voi nu doare o miliardă, ca dovadă că am fost numit, nu cred că era rău cu 50, cu 50, dacă mă uitat, că am vrut, că am vrut. Adică nu e infracțiune. Da, ei nu pot să ia numărul populației de la statistică atâta timp cât, spus și repet, dacă vă aduceți aminte, la ultimul recensământ, erau niște declarații care spunea acolo persoane plecate din localitate pe o perioadă mai mare de un an, da? Dar ei și ăia au domiciliu tot pe Bogdănești, sau tot pe Orei, sau tot pe Bogdănești. Exact. Din cauza asta sunt foarte multe, sunt atâția care stau și la pe unde se iei casă. Te duci după el în Anglia, în Italia, în Spania, de unde se iei casă. Ăla nu produce cu noi. Și ăla nici nu produce cu noi, dar ca și cantitate, ei spun că cantitatea, tonajul la noi, e mai mare decât... Taxa e conform legii 101 pe persoană, nu? Mai taxa o pune pe persoană. Da, de acord. Numai că eu îmi spuneam ce susțin ei. Ca și tonaj, cu noi este diferit. Da, cam asta.